Să vină și acum prin pocorârea Sfântă-n Duh, care sfințești toate și sfințește apa aceasta. În ziua de bobotează, fiecare creștin merge la biserică pentru a asista la slujbe și pentru a se închina. Este cea mai mare sărbătoare a începutului de an, care, pe lângă rugăciune, mai aduce un beneficiu ortodoxilor, aghiazma mare. La Buzău, curțile bisericilor au devenit neîncăpătoare de oameni, iar preoții le-au pus la dispoziție recipiente cu apă sfințită. Atât la Biserica Sfântul Sava, cât și la Catedrala Arhiepiscopală, credincioșii au așteptat la rând pentru a lua apă sfințită. Aduce foarte multe beneficii dacă este luată corect. Aghiazma mare se păstrează într-un loc curat și este consumată timp de 8 zile, începând din ziua bobotezei până în data de 14 ianuarie. Aghiazma mare este vindecătoare de boli, este gramnic ajutătoare în necazuri, sfințește casele, locurile, apele și toată suflarea. După data de 14 ianuarie, aghiazma mare se poate bea doar dacă a fost ținut post și întotdeauna înainte de anafură cu binecuvântarea unui preot. Aghiazma se poate folosi în nenumărate situații. Spre exemplu, se pot stropi locuințele, grădinile, livezile sau animalele pentru a fi păzite de cele rele, iar oamenii o consumă pentru că îi țin departe de boli sau de primejdii. Pentru ce este bună? Pentru orice boală. Curățirea corpului, pentru liniște, pentru orice. Sporul casei, pentru orice este. Și când se ia aghiazma? Se ia începând de astăzi, 8 zile la rând. Deci și dacă ești bolnav și dacă ai o problemă mai gravă în casă, în familie, în situația care e, stropim prin casă animale și toate alea. Recipiente cu sute de litri de apă sfințită au fost instalate și pe malul râului Buzău, acolo unde a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei.